Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă dau întâlnire din nou în studioul Protocens TV, aici unde încă o dată am onoarea să-l am alături de mine pe domnul avocat Petre Costea. Așa ca de fiecare dată a fost cu noi, ori de câte ori am fost nevoie, ori de câte ori ne-a vizitat în București. Și după cum v-am obișnuit, am discutat niște teme foarte, foarte, să spunem, stringente pentru România la vremea de astăzi. Atât ceea ce s-a întâmplat în trecutul recent al nostru, și anume cazul familiei Bodnariu, dar și ceea ce se întâmplă astăzi în apropierea alegerilor europarlamentare. Bine ați revenit, domnule avocat! Mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Asta este partea a doua a unei emisiuni pe care noi am filmat-o puțin mai înainte despre profilul candidatului Petre Costea. Ce îl definește pe candidatul Petre Costea? Și am scos în evidență câteva aspecte pe care dumneavoastră le aveți în program, ce platformă, pe unde doriți să călătoriți, ce metode de comunicare aveți cu cei care vor merge la vot. De data aceasta aș vrea să mergem puțin mai departe în acest demers al dumneavoastră și anume aș vrea să-l pun pe avocatul Petre Costea, adică pe dumneavoastră, față în față cu ceilalți candidați, cu celelalte partide politice, astfel încât concetățenii noștri, alegătorii din România și nu numai, și cei din diaspora, românii din diaspora care se duc la vot, să poată distinge cu foarte mare claritate ce îl diferențiază pe avocatul Petre Costea, candidatul la europarlamentare și pe ceilalți. Astăzi, împreună cu colegii mei din studio, am pus pe acest ecran un motto care practic ne izbește pe fiecare atunci când ne uităm la el, și anume creștinismul e viu pentru că El, Hristos, e viu. Haideți să începem cu acest motto. Îmi place foarte mult și suntem în preajma sărbătorilor învierii. De ce ați ales acest motto? Mi-a venit în minte, poate cei care mă urmăriți pe Facebook, poate ați observat că mai în fiecare zi, începând de aproximativ o lună în urmă, alegem câte un motto pentru fiecare zi prin care căutăm să motivăm, să încurajăm cei care ne urmăresc pe Facebook. Și m-am gândit pentru ziua de Paște, care ar fi un motto potrivit pentru cei care ne urmăresc online. Și mi-a venit în minte această frază, creștinismul este viu pentru că El, Hristos, este viu. Și cred că acest motto, dacă vreți, care am dat de ziua de Paște, e unul din lucrurile care mă diferențiază de toți ceilalți candidați, de toate partidele politice. Mă îndoiesc că vreun partid politic ar îndrăzni vreodată să pună pe Facebook-ul lor sau oricare alt candidat la europarlamentare un mesaj atât de îndrăzneț, atât de adevărat, atât de direct, atât de definitoriu, dacă vreți, care să definească esența candidatului și a candidatului și ce crede el. Practic, putem spune că în acest motto se regăsește în totalitate candidatul Petre Costea. Într-un sens, aveți absolută dreptate. Excelent. Mă bucur că mai există asemenea oameni în care cuvântul care este viu se regăsește și chiar putem sta de vorbă față în față. Mergem puțin mai departe și uitându-mă la ce se întâmplă în jurul nostru, citind și alte mesaje pe care le vedem atât pe panourile publicitare acum, care sunt pline cu mesaje electorale, și de asemenea în mediul online, un lucru pe care îl văd la ordinea zilei, nu mai vorbesc despre dezbaterile televizate, unde mesajele anticritice, denigratoare, abundă. Cum vede candidatul Petre Costea campanie electorală? Cum v-ați gândit să tratați această campanie? Ce strategie aveți în campanie? Deci, în primul rând, căutăm să ne deosebim, să ne diferențiem de ceilalți candidați și de partidele politice. Diferențierea aceasta nu am făcut-o eu în mod intenționat. A început în noiembrie anul trecut, când mi-am declarat candidatura și mi-am dat seama din mesajele pe care eu le-am postat și mesajele celorlalți
celorlalți candidați, mi-am dat seama că începe să se reliefeze o mare diferență. Deci, în primul rând, e vorba de platforma mea electorală, care e total diferită de toți ceilalți. În al doilea rând, e vorba de pregătirea mea profesională. În al treilea rând, e vorba de expertiza mea. Și în al patrulea rând, e vorba de realizările pe care am reușit să le fac până acum. Dacă ne gândim, de exemplu, la platforma electorală, care am discutat-o într-o oarecare măsură, într-o sesiune precedentă care am avut-o cu dumneavoastră la Prodocens, este clar, agenda mea este pro-familie, pro-valori. Nu găsesc niciun alt candidat, fie independent, dar mai ales partide politice care să promoveze această platformă. În al doilea rând, pe listele electorale sunt în jur de 750 de candidați la europarlamentare doar din România. 16 poziții pe buletinul de vot, din care eu sunt ultimul, 3, din care 13 partide politice și 3 independenți. Deci aceste 3 partide politice împreună au aproximativ 750 de candidați la europarlamentare. Am făcut un studiu să văd câți dintre ce pregătire profesională, academică, intelectuală au acești candidați. Eu sunt avocat de profesie și, natural, într-o oarecare măsură, unui avocat îi stă bine în Parlament. Deci, parlamentarul e bine să provină dintr-o zonă a legii, pentru că, într-o mare măsură, cu asta se ocupă un Parlament. Deci trebuie generează legi. Exact. Trebuie să înțelegi ce citești. Trebuie să înțelegi Constituția, fără să ceri secretarei sau un consilier care e lângă tine să-ți explice paragraful 2 din articolul 48 și așa mai departe. Deci, am observat că suntem doar 3 avocați din 750 de candidați de europarlamentare. Doar 3 avocați. Am observat că mulți dintre ei sunt nu au studii superioare. Alții sunt croitori, alții sunt horticultori, alții sunt pensionari, alții sunt mecanici, alții sunt conducători de locomotivă și așa mai departe. Deci am văzut, natural, foarte mulți sunt oameni bine educați, bine pregătiți, dar foarte mulți, de asemenea, cel puțin mie mi se părea că nu au studii superioare. În al treilea rând, e vorba de expertiză. Aici nu vreau să mă laud, dar din nefericire în campanie electorală, când ești într-o competiție, trebuie să prezinți publicului ce te diferențiază de ceilalți. E educația. Cred că sunt cel mai educat, dacă vreți, dintre toți candidații. Din nou, nu o spun de fel, într-un mod arogant, pentru tot ceea ce am dobândit la nivel de educație și intelect, mulțumesc lui Dumnezeu, nu a fost darul meu. Am 2 doctorate, am 6 diplome universitare, 2 doctorate natural obținute în afara României, natural neplagiate, toate diplomele obținute de la universități prestigioase din Statele Unite. E vorba apoi de expertiză. Sunt avocat de profesie, m-am format profesional în tribunalele americane. Deci sunt un om al legii. Deci nu am ieșit în evidență, dacă vreți, în spațiul public sau să fiu cunoscut în spațiul românesc prin acțiuni protestatare sau acțiuni de genul acesta. Pregătirea mea nu este în spațiul protestatar, dacă vreți. Pregătirea mea, formarea mea profesională e în tribunalele americane. Natural, e o mare diferență. Și apoi e vorba de realizări. În domeniul valoric, pe care sunt profilat și care o promovez în candidatura mea, am reușit să obțin niște rezultate pozitive. Adică am putut să înregistrez o mulțime de documente și am făcut o mulțime, zeci și zeci de demersuri privind valorile în România și în instituțiile europene și chiar la nivel de Organizația Națiunilor Unite. Bun. Extraordinar ceea ce spuneți și experiența dumneavoastră este remarcabilă în ceea ce privește activitatea în zona aceasta a dreptului, cum spunem noi în România.
Ați menționat ceva despre experiența în forurile internaționale și știu că aveți multe activități pe care le-ați întreprins de-a lungul timpului. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta? Parlamentul European este o instituție internațională. O mulțime de oameni care stau acolo și încearcă să decidă soarta mai multor națiuni, dacă pot face lucrul acesta. Clar, este o experiență în alte organizații internaționale, în foruri, în tot felul de litigii, să spunem așa, este un mare avantaj și ceea ce vă și definește. În experiența dumneavoastră, în ceea ce ați ocupat până acum, ați avut parte de asemenea activități în acest domeniu la nivel internațional? Vă dau un exemplu care chiar acum îmi vine în minte. Vorbesc acum de Consiliul Europei. Nu vorbesc de demersurile care le-am făcut în Parlamentul European, pentru că un demers care chiar acum îmi vine în minte l-am făcut în Consiliul Europei, la Strasburg, în adunarea generală a Strider. Adunarea parlamentară în Consiliul Europei. Acum vreo poate 10 ani, Suedia a inițiat o rezoluție în Consiliul Europei la Strasburg privind drepturile copiilor. Nu drepturile părinților, drepturile copiilor. Și de mai multe ori în acel document apărea expresia orientare sexuală cu referință la copii, inclusiv un paragraf care spunea copiii au dreptul la nediscriminare în următoarele aspecte ale vieții lor, inclusiv orientare sexuală. Am fost șocat. Adică vorbim de un copil de 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, care ar putea poseda o orientare sexuală anumită în loc de aceea firească. Și mi-am zis, studiind documentul, în spatele acestei rezoluții se găsește o mișcare ideologică distructivă. Și am fost impulsionat să scriu. Am făcut un demers de vreo, 7, 8, poate 10 pagini, poate chiar mai lung. Dacă nu mă înșel, l-am și postat la mine pe website-ul de campanie. Puteți să îl accesați acolo, cred, din 10-le care le-am făcut. Dar acesta a fost unul dintre ele. L-am înregistrat în Consiliul Europei și pot să vă spun că până la ora actuală acea rezoluție nu a fost adoptată. Asta nu înseamnă că din cauza demersului care eu l-am făcut, și apropo, l-am făcut în numele Alianței Familiilor din România, nu în numele meu personal, dar am folosit expertiza mea. Deci, până la ora actuală, din câte eu știu, acea rezoluție nu a fost adoptată. Bun. Menționez și aici, ar putea pune cum plecând din România, tot așa cu vizibilitatea internațională, un demers româno la origine, este demersul în cazul familiei Bodnariu, la fel, unde ați avut ocazia să vă duceți în Norvegia, la Washington, să scrieți tot felul de documente. Deci un eveniment, să spunem, mult mai cunoscut nouă românilor decât cel de care ați menționat dumneavoastră mai devreme. Știu că faceți lucrul acesta și e bine că faceți. Avem nevoie mare ca cineva să lupte pentru noi și ne rugăm ca acest demers al dumneavoastră de a merge mai departe să fie un succes până va îngădui Dumnezeu. Tot așa, uitându-mă în stânga și în dreapta, noi suntem aici în România obișnuiți. Poate în America e puțin diferit, dar în România în campanii electorale se întâmplă două lucruri majore. Se critică foarte mult, se scot în evidență foarte mult aspecte negative ale oponenților și apoi se încearcă să se promită foarte mult. Haideți să o tratăm primul aspect. Am observat la dumneavoastră și chiar ați scris un articol în care spuneți că nu doriți să vă angajați în polemici cu alți contracandidați, cu critici, cu acuze, cu tot felul de mesaje denigratoare. De ce faceți lucrul acesta? În primul rând pentru că nu este natura mea. Nu-mi place gâlceava, caut să mă detașez de oamenii care parcă în permanență sunt într-o stare de gâlceavă și se ceartă. În al doilea rând pentru că nu are niciun rost.
Nu suntem pe aceeași pagină, dacă vreți, privind campania mea și campania dânșilor. Ei au alte opțiuni, alte viziuni. Viziunea mea este aceasta, mă duc eu înainte. Și caut să fiu politicos când interacționez cu colegii din alte zone politice și așa mai departe. Vreau să fiu foarte clar și cred că cei care ne urmăresc și-au dat seama până acum că în momentele în care mișcarea pro-familie sau pro-viață din România a fost atacată de factorii politici, fie că este vorba de declarații făcute de președintele României, fie că este vorba de declarații sau acțiuni luate împotriva mișcării pro-familie din România de anumite partide politice, totdeauna am ieșit în față. Am făcut declarații pe Facebook, am publicat materiale prin canalele mediatice ale AFR-ului, în care am într-o oarecare măsură aș putea spune, am tras de mânecă, dacă vreți, pe cei din conducerea țării, amintindu-le că la urma urmelor sunt politicieni care trebuie să slujească interesele poporului, trebuie să îi respecte ca și cetățeni, nu au dreptul să îi ridiculizeze dacă opiniile unui partid politic sau al domnului Iohannis sunt diferite de opiniile mele, ori ale dumneavoastră, ori ale creștinilor din România. Trebuie să învățăm într-o democrație și un stat de drept să ne respectăm unii pe alții și să purtăm un dialog chiar dacă avem opinii diferite într-un mod civilizat. Fac o mică paranteză, chiar acum mi-a venit în minte, mi-am învățat și eu lecția aceasta în tribunalul american, țin minte acum vreo 20 și poate 4 de ani. Am avut un caz și ambele părți erau foarte tensionate. Natural, când argumentezi un caz la tribunal în fața juraților, ai 12 jurați, fiecare avocat argumentează cu pasiune poziția dânsului ca să-și câștige cazul. Și din când în când mai avem tendința să trecem dincolo de linia care desparte argumentul civilizat de argumentul necivilizat. Și mă amintesc că atât eu cât și colegul meu de partea cealaltă parcă am intrat într-o competiție, într-o cursă așa de argumente care poate a dus puțin la ridicarea tonului de ambele părți. Și țin minte că o judecătoreasă foarte elegantă, creștină, pe care o simpatizez până ziua de astăzi, a spus, ne oprim aici, este ora 4:45, toată lumea merge acasă, dar vrea să am o discuție cu avocații. Foarte elegant, foarte frumos ne-a spus, aștept ca fiecare dintre voi să vă comportați într-un mod cât mai respectabil și civilizat. Îmi dau seama că stresul, presiunea este mare, dar vreau să vă dau un sfat profesional. Grace under pressure. Când simți presiune, n-are importanță cât de mare este presiunea, trebuie să dovedești grație, profesionalism și respect față de oponentul tău. A fost prima lecție, cea mai de valoare pentru mine privind profesionalismul și pot să spun că de atunci până astăzi nu mi-a mai atacat colegii la nivel oficial în discuții sau demersuri oficiale sau argumentând în cazurile la tribunal. Excelent, o lecție pe care și noi ar trebui să o învățăm. Și caut să transpun exact ceea ce am învățat acolo în spațiul public și politic din România. Deci, practic, folosiți această strategie nu numai în această campanie electorală, ci oriunde vă desfășurați o anumită activitate și sunteți nevoiți să argumentați ceva în favoarea ceva a unei cauze. Corect. Asta era una din întrebări. A doua întrebare, puneam despre cealaltă parte a campaniei, sunt foarte multe promisiuni. În stânga și în dreapta, dacă vă uitați, toată lumea promite autostrăzi, spitale, grădinițe, școli și multe, multe alte. La dumneavoastră n-am văzut asemenea promisiuni și poate ne spuneți și de ce. Caut să fiu transparent cu cei care cărora le cer votul. Deci le spun dinainte ce cred că pot să fac pentru ei și ce nu pot să fac pentru ei. Natural, subiectul spitalelor, pensiilor, autostrăzilor și așa mai departe sunt subiecte foarte importante pentru România. Părinții mei sunt în vârstă, au nevoie de sănătate, au nevoie de îngrijire medicală, sunt și ei preocupați de creșterea prețurilor din România, vor pensii mai mari și așa mai departe.
Dar aceste aspecte și autostrăzile și așa mai departe, autostrăzile ne conectează cu lumea globală și din nefericire știm care e situația în România. Deci sunt importante. Dar aceste aspecte au de a face nu cu politicul sau cu politicul indirect, dar au de a face cu viața economică a unei țări. Parlamentul European nu are mai nimic de a face cu viața economică a Uniunii Europene. Aspectele economice ale Uniunii Europene sunt dictate de alte instituții, cum de exemplu e Banca Europei, cum e Consiliul Uniunii Europene, așa mai departe. Parlamentul European nu are competența aceasta. Singura competență indirectă a Parlamentului European are de a face cu bugetul Uniunii Europene, care trebuie aprobat și prin Parlamentul European. Deci, nu pot să vă promit pensii pentru că nu pot să vi le dau. Autostrăzi nu pot pentru că nu pot să le dau. Asta nu înseamnă însă că odată ajuns în Parlamentul European nu pot să mă preocupe sau să caut, de exemplu, fonduri specifice pe care România le-ar putea accesa pentru autostrăzi, pentru sănătate, pentru alte proiecte economice din România. Dar aceste fonduri vin în România, nu prin Parlamentul European, nu vin prin europarlamentari, nu vin prin partidele politice din România, ci le vin prin alte metode și alte structuri ale Uniunii Europene. Prin a face cerere pentru fonduri europene, a avea proiecte specifice și așa mai departe. Așa este și mulțumim că ne-ați precizat lucrul acesta, pentru că românii în general sunt dezamăgiți de tot ce înseamnă promisiuni electorale. Dacă aș mai putea adăuga aici la subiectul acesta un alt aspect care are de a face cu europarlamentarele, e relația și Uniunea României cu Basarabia. Nu o pot promite și nimeni nu o poate promite, pentru că nu depinde de mine. Dar în domeniul acesta avem o oarecare expertiză, fiind nu doar avocat internațional și fiind jurist de profesie, dar având și studii de diplomație. Deci chiar acum 2-3 zile când eram în Republica Moldova, când oamenii mă întrebau despre unirea României cu Basarabia, am spus unui tânăr de lângă mine, aflăm Constituția Moldovei online. În 2 minute am avut-o, am început să o studiez împreună cu cei 4-5 care erau cu mine și le-am spus, asta se poate, asta nu se poate și cam care ar putea fi strategia pentru a promova un referendum pentru unire în Republica Moldova. Așa este și facem tot ce se poate ca să ajungem în momentul acela în care climatul să fie atât de bine pregătit, astfel încât cândva să se poată face și această unire. Spuneați că ați fost în Moldova acum câteva zile, în Republica Moldova, și bănuiesc că ați mai fost și în alte locuri. Cum de reușit să fiți prezent în atât de multe locuri într-o perioadă destul de scurtă și care sunt planurile? Pentru mine este obligatoriu să fiu în teritoriu. Și asta este un alt lucru care mă diferențiază de colegii mei la europarlamentari și în mod special partidele politice. Eu sunt în teritoriu în fiecare zi. Astăzi e o excepție pentru că sunt la București să fac aceste înregistrări, dar în fiecare zi mă aflu în alt oraș. Am cel puțin 2 întrevederi pe zi. De exemplu, pe 7 mai am programate 3 întrevederi. Una la Lugoj, una la Reșița și una la Surduc. 3 evenimente. Plus, seara, dacă nu mă înșel, o să am fie o dezbatere televizată, fie o dezbatere la radio, din teritoriu, că nu pot să vin la București. Și cred că o voi face de la Timișoara sau de la Reșița, unde sunt sedii regionale ale televiziunii sau ale radioului din România. Deci, caut să fiu în contact cu oamenii. Exact, am învățat asta din Statele Unite, unde cei care candidează neapărat trebuie să fie în mijlocul persoanelor care îi vor vota. Să se cunoască reciproc, să se privească în ochi unii pe alții, să fie întrebați ce vei face dacă ajungi acolo și să dea răspunsuri. Răspunsurile pe care le dau nu înseamnă că vor fi totdeauna 100% pe placul celor care sunt în auditoriu, dar acest dialog democratic, cetățenesc, e absolut obligatoriu în oricare campanie politică
în cazul acesta campania europarlamentară? Bun, acum o întrebare puțin tehnică pentru dumneavoastră și pentru noi foarte important. Și aici mă refer la numărul de voturi pe care trebuie să le dați și apoi dacă se poate să ne spuneți unde vă putem găsi, pe ce poziție în buletinul de vot. De câte voturi aveți nevoie? Un număr specific de voturi nu pot să îl menționez pentru că nu e scris în lege. Un procent din voturi e menționat în lege, conform legii României, având în vedere numărul de locuri la europarlamentare care România are anul acesta de 33, am nevoie de 3% din toate voturile valabil exprimate. Deci, fiind 33 de locuri, cele 100 de, scuzați-mă, toate voturile se împart la 33, asta dă pe loc în Parlamentul European cam 3% din voturi pentru fiecare loc. Deci dacă eu, cu ajutorul dumneavoastră, obțin 3% din toate voturile exprimate, noi intrăm în Parlamentul European. Asta e clar. Independenții, într-un sens, au prioritate când e vorba de alocarea locurilor în Parlamentul European. Obiectivul meu, cu ajutorul dumneavoastră, este să obținem cel puțin dublu acest număr de semnături. Am în minte ceea ce spune Noul Testament. Dacă cineva îți ia hana, dă-i și cămașa. Deci dacă Cezarul zice, dăm 3% din voturi ca să intri în Parlamentul European, eu zic, hai să dăm 6. Eu cred că e posibil, eu cred că oamenii de bună credință ai României, din România și din diaspora, ușor se pot identifica cu platforma mea electorală, cu viziunea mea și îndemn pe toți să vină în spatele meu să mă voteze, poate chiar mai mult de 6%. Vă urăm să aveți succesul acesta și Dumnezeu să vă dea binecuvântarea asta ca fiecare cetățean care se uită în aceste momente la emisiunea noastră să se ducă și să pună ștampila de vot. Apropo de ștampila de vot, buletinele sunt deja cunoscute, pozițiile pe buletinul de vot. Dacă ne mai puteți spune unde vă găsește cetățeanul român care merge la vot pe buletinul de vot? Sunt pe poziția 16, care este ultima poziție pe buletinul de vot, dar așa cum învățăm din Scriptură, cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Vor fi cei din tâi. Deci, estimați prieteni, când ajungeți în urnă, când ajungeți reu. Nu, nu vorba. Deci, stimați prieteni, când ajungeți în cabina de vot, luați buletinul, nu aveți decât să-l întoarceți la ultima pagină, luați ștampila, puneți ștampila pe poziție 16 și introduceți în urnă și apoi rugați-vă ca candidatul Petre Costa să fie ales. Noi vă urăm succes și vă mulțumim pentru tot efortul pe care l-ați făcut pentru România. Fie că a fost în implicare în cazul Bodnariu, fie că ați făcut atâtea lucruri împreună cu Alianța pentru Familie. Alte activități pe care noi poate nu le știm pe toate, scrisori, amendamente, propuneri, mesaje, tot felul de lucruri la care dumneavoastră lucrați, toate sunt știute de Dumnezeu și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Personal, vă urez succes și ne rugăm Domnului ca românii, cei care ne ascultă și nu numai cei, să meargă în primul rând, să voteze și să voteze în special cu poziția 16. Stimați prieteni, faceți lucrul acesta, este datoria noastră cetățenească. Și chiar dacă puteți spune lucrul acesta, sunt confirmați. Pe vremea dumneavoastră, când ați plecat din țară și e important să faceți, nu ați avut posibilitatea de a alege. Părinții dumneavoastră nu știu dacă au avut posibilitatea de a alege în vremea respectivă. Astăzi putem face lucrul acesta. Faceți-l, asumați-vă această responsabilitate de cetățean și Dumnezeu va binecuvânta țara. Dacă mai aveți ceva de spus înainte de încheiere, o concluzie, un gând, o încurajare, un îndemn pentru alegători din România. Da, din nou vreau să mulțumesc tuturor celor fideli, care sunt fideli acestei campanii din 2018, din noiembrie, m-ați urmărit în mod îndeaproape.
cunoașteți pozițiile mele. Vă mulțumesc din nou pentru fidelitatea cu care mă urmăriți în fiecare zi și vă îndemn să aveți credință. E posibil să câștigăm, putem câștiga această cursă la europarlamentare. Căutăm să schimbăm nu numai Europa, căutăm să schimbăm și România. Se poate, la aceasta am fost chemați. Noi, dacă vreți, fii luminii, să fim lumină, să, dacă vreți, să misionăm casa cezarului, dacă pot spune lucrul acesta. Mă amintesc de cuvintele Apostolului Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, unde spune o dată sau de două ori că avea o dorință să ajungă la Roma, cum spunea el, la casa cezarului. Să ajung în casa cezarului. Casa cezarului, natural, era vârful piramidal al societății din vremea aceea. Cam așa e și cu Uniunea Europeană și Parlamentul European. Am această dorință să duc cu noi aceste valori în vârful societății europene, politice, Parlamentul European, pentru ca acolo să facem foarte clar și deloc ambigu, auzită vocea creștină și valorile creștine. N-aș vrea să încheiem această emisiune înainte de a ne face o promisiune. Ne promiteți că imediat după ce veți fi ales, veți fi la noi în studio pentru o nouă emisiune? Trebuie să mă gândesc la lucrul acesta, pentru că trebuie să mă întorc înapoi în state pe 30 mai ca să mă îngrijesc de afaceri de la birou și clienții mei și va trebui natural să mă despart de mulți dintre clienții mei. Într-un sens, o spun cu durere, pentru că îmi iubesc clienții, oameni simpli, asemenea cetățenilor României care au nevoie de sprijin, sunt abuzați de corporațiile mari, de instituții și i-am ajutat primele 28 de ani. Va fi mai greu, poate, să mă despărțesc de ei la nivel sufletesc, dacă vreți, dar voi începe o carieră nouă spre binele comun, așa cum am făcut-o și până acum. Deci, vom vedea cum va fi, poate luni după alegeri, marți sau miercuri, voi putea da o fugă până la București să ne vedem. Când Dumnezeu va găsi de cale, va găsi un prilej bun pentru a ne vedea, noi vă așteptăm aici cu mare drag și să ne bucurăm împreună pentru succesul la alegerile europarlamentare din anul 2019, din data de 26 mai. Stimați prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost și astăzi cu noi. Mulțumim, domnule avocat, fiți binecuvântat atât dumneavoastră cât și prietenii noștri care ne urmăresc. Până data viitoare, vă urez o zi excelentă.